dragilor, eu am mai făcut niște cumpărături de vreo 160 de lei din Kaufland și din Penny. Și să începem. De la Penny am luat această telemea. A fost la ofertă cu 18 lei de la 20 lei. De la Hochland îmi place tare mult. Și are 750 de grame. Așa arată. Am mai luat două cutii de lapte Boni la 4,29 lei bucata, cu 3,5% grăsime. Am mai găsit și această hârtie igienică cu 6,50 lei de la Lind. Zice că este cu 3 straturi. Sper să fie ok. Apoi am luat un pepene verde la 5 lei kilogramul. Sper să fie bun. Și am plătit 14,83 lei pe el. Tot din Penny mai am un suc Coca-Cola, două sticle la 2 litri, a fost cu 8 lei la ofertă, de la 11 lei. Așa, acum de la Kaufland avem acest salvia set cu 15 lei pentru duse, sunt acadele pentru copii. Apoi am o pâine ardelean, parcă a fost 4,30 lei, tot din Kaufland la 400 de grame. Cam scumpă pâinea. Apoi avem acest pachet de Orbit, a fost parcă 5 lei și 19 bani. 3 pachete, 5 lei, da. Două ciocolate din astea, a fost 3,30 lei parcă bucata. Și Milka, parcă a fost 3,80 lei sau 3,90 lei. Și am luat una așa cu caramel și una din asta cu ceva crunchy prin ea, chips. Să vedem dacă sunt bune. Apoi am luat acest bacon cu 5,29 lei, care îmi place tare mult. Și am luat două de la Kaufland. Aceste șnițele de pui congelate, care tot le cumpăr eu, erau 14,50 lei și acum sunt 17 lei. Deci l-au scumpit foarte mult. Dar sunt bune. Congelate așa și doar le prăjiți. Și aici am luat un mix grill din ăsta, care kilogramul a fost 23 de lei și am plătit pe această caserolă 33 de lei și 77 de bani. Și avem niște ceafă, niște mici și da, niște cânați din ăștia. Și cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Vă pup, la revedere!